Salutare! Bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi ne vom ocupa de cel mai așteptat album al anului. De când a fost anunțată această lucrare, underground-ul din România a intrat în fibrilație. Ne-am întrebat cum va suna, având în vedere că au trecut aproape 10 ani de la albumul lor de debut. Efortul nostru ne-a fost răsplătit prin această bijuterie numită Har. Precomanda a ajuns la câteva ore de la lansare. Sincronizare perfectă. Nu am stat prea mult pe gânduri și am pus acest disc să se învârtă în pick-up. Surpriza a fost mare. Acesta reușește să te surprindă la fiecare reascultare. Sunetul acestui album a rămas prizonier încă în mintea mea. Pentru a descrie complexitatea acestui album, am să vă dau un exemplu. Piesa cea mai reușită, din punctul meu de vedere, se numește De Neam Vergur și este alcătuită din elemente care amintesc de coloanele sonore compuse de Ennio Morricone pentru filmele Spaghetti Western, cu un riff de chitară care te duce cu gândul la ritmul unei piese compuse de Michael Jackson, Smooth Criminal. Toate acestea acompaniate de țambal. Stați liniștiți, nu am părăsit teritoriul metal. Elementele din Vraci de Nord, o altă piesă superbă, sunt aranjate într-o cheie simfonică. Outro-ul piesei este perfect pentru un film fantasy. Deci, vorbim de o evoluție a metalului. Este o muzică de avantgardă unde nu lipsesc, bineînțeles, black metalul, elemente electronice, prog, folk, însoțit de instrumentele tradiționale, toacă, tulnic, țambal. Coperta a fost realizată de Costin Chioreanu. Probabil îl știți foarte bine. A colaborat cu nume mari ale scenei precum Emperor, Paradise Lost, Opeth, Napalm Death. Lista este interminabilă. Eu am ales vinilul gold pentru că este culoarea care domină coperta. Har este un album autoprodus, de mixaj și masterizat s-a ocupat Jens Bogren. Prin mâinile lui au trecut artiști precum Opeth, Sepultura, Moonspell, Dark Tranquility. Lista este foarte lungă. Textele au fost scrise de Edmond Caraban. Dor de Duh este compus din Hupogramus, Edmond Caraban, chitară, voce, keyboards. Sol Faur, Cristian Popescu, chitară, keyboards. Andrei Jumugă, tobe, percuție și Flavius Misaraș, bas. Albumul conține 8 piese, dintre care un interludiu, Calea Magilor și un outro, Văznesit. Har este un album fermecător. Să sperăm că nu vom aștepta 10 ani pentru următorul album. Eu vă salut. Să aveți grijă de voi. Ne vedem la următorul video.